născut în România. Bun găsit la Născut în România. Invitata mea de astăzi este apreciată de revistele Vogue și Vanity Fair ca fiind unul dintre cei mai talentați designeri de bijuterii din lume. Este de asemenea și expert gemolog recunoscut pe plan internațional. Bijuteriile pe care le creează sunt nelipsite de pe covorul roșu la evenimente importante de la Hollywood, fie că vorbim despre globurile de aur, premiile Grammy, premiile Oscar sau Met Gala. Și sunt purtate de celebrități precum Madonna, Michelle Obama, Lady Gaga, Rihanna și așa mai departe. Împreună cu doamna Narcisa Ferez vă invit la o călătorie exotică, nu numai pentru că domnia sa este la Hong Kong, iată că tehnologia ne prilejuiește întâlniri foarte interesante, ci și pentru că vom vorbi despre diamante, despre strălucire, despre felul în care bijuteriile ajung să vorbească despre oameni, despre culturi. Doamna Narcisa Ferez, v-ați născut la Corabia, în România, dintr-un tată oltean, o mamă grecoaică din Dobrogea. V-ați petrecut adolescența la Brașov și ați absolvit facultatea de litere. Sunt foarte curioasă cum a fost drumul dumneavoastră. Așadar, ați plecat în Japonia imediat după absolvirea facultății. Vă mulțumesc, mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur să fiu acasă. Mergeam foarte des în Japonia și în timpul facultății, pentru că am făcut și limba japoneză în școală. Așadar, când ați ajuns în Japonia prin căsătorie, aveați deja noțiuni de limba japoneză. Mă duce gândul la celebrul film Lost in Translation sau la cartea lui Amelino Tom, Uimire și cutremur, și mă întreb cum a fost pentru dumneavoastră adaptarea într-o cultură atât de diferită. Faptul că vorbeam deja limba m-a ajutat foarte mult. Nu era chiar așa de diferită pentru mine, plus că fusesem în contact deja de 3-4 ani în facultate cu cultura japoneză, arta, literatura. A fost o țară care mi s-a potrivit de minune. Eu sunt un om, par a fi extrovert, dar sunt foarte introvert, de fapt. Și o cultură care mi se potrivește bine. Sunt liniștită în lumea mea, cu o carte, la un muzeu, la o galerie de artă. Asta era exact ce aveam nevoie. Plus oamenii care te lasă în pace, vorbesc foarte puțin. Iar mi s-a potrivit de minune. Și totuși e o cultură patriarhală și știu că femeile trebuie să aibă un anumit gen de conduită pentru a fi acceptate și pentru a reuși să-și facă o carieră. A fost destul de greu la început. Fiind femeie, în primul rând străină, eram europeancă, tânără, categoric am avut orice impediment posibil pentru a fi de succes în țara aia. Vedeți dumneavoastră, atâta timp cât ai un vis și știi că poți să-l realizezi și muncești zi și noapte, și cumva, deja în mintea ta vezi unde vrei să fii, vizualizezi, poți să ajungi acolo. Pentru mine, faptul că am fost femeie și străină nu a reprezentat neapărat un minus. Totdeauna am zis, puneți slăbiciunea să devină cel mai puternic punct al tău. So my weakness became my strength somehow. Exact faptul că eram străină și eram femeie m-a ajutat. Cine v-a fost ghid la început pe tărâmul acesta? Au fost câteva persoane care și-au pus amprentă foarte mare pe viața mea. La momentul respectiv, mama fostului meu sos, cu care am petrecut câțiva ani când m-am mutat în Japonia, am locuit împreună cu ea, și bunica era faimoasă scriitoare de haiku. Ele cred că și-au pus cea mai mare amprentă, cultural vorbind, pe experiența, pe viața mea din Japonia. În primii 2-3 ani am petrecut aproape tot timpul perfecționând limba japoneză cu ele. Mergeam la munte împreună, cât ele scriau haiku sau pictau, învățam de la celelalte doamne din grupul lor, ceremonia ceaiului. Pentru mine a fost o expunere fantastică, era aproape ca și cum aș fi mers la un training într-un muzeu în fiecare zi. Care a fost primul job pe care l-ați avut în Japonia? Am fost trader la o companie japoneză, de fapt era o companie internațională de a avea birourile și în Japonia, de import-export, de produse picturi, produse legate de artă, antichități, și vinuri de colecție. Iar noi eram cei mai mari importatori la momentul respectiv de tot ce însemna vin de colecție pentru restaurantele cu stele Michelin din Japonia, tot ce însemna artă, dar și artă clasică, și pictură, care mai departe mergea spre partea de interior design pentru decorări de restaurante foarte mari sau hoteluri sau case ale colecționarilor, și bijuterie veche. Și ați pornit de jos, așa cum se obișnuiește acolo? În orice meserie în lumea asta trebuie să pornești de jos dacă vrei să ajungi undeva. Vedeți dumneavoastră, de jos se poate merge numai în sus.
Da, știți că la noi, în cultura românească, uneori etapele sunt sărite și așa A, nu, 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 că... cultura românească nu este merge, soț, de Da, la început. exact, da. Am avut la un moment dat, la un interviu la mine, la companie, o tânără terminase un MBA în Europa, sud-americancă, dar nu avea nicio experiență încă într-o companie. Și a venit pentru job interview. Noi fim foarte excited. Oh, avem pe cineva foarte diferit, vine dintr-o cultură diferită, America de Sud, sunt foarte puțini în Asia, cu un MBA din Europa, fantastic. Haideți să vedem ce și cum. Am întrebat-o, ce te vezi făcând în companie? Manager. Manager what? Ce anume vrei să manageriați? Da, mi-a părut foarte interesant. Nu este doar în România, cred că este o parte educație latină, probabil. Deci, dumneavoastră, când ați ajuns în Japonia, nu v-ați gândit să fiți manager prima dată, ci ați făcut cu totul altceva la început. Pentru mine a fost ca o... Japonia vede munca, prima companie în care lucrezi este văzută ca o școală a vieții. Deci nu ai un job anume în companie, ci înveți de la toți. Depinde de tine cât de repede înveți, de la cine, ce și cum. Și cum te dezvolți în companie mai departe? Intrat în societate înseamnă primul job. Am insistat puțin pe tema aceasta pentru că interesul meu în acest interviu este să aflu cum se construiește o carieră de succes, o carieră serioasă care implică atât talent cât și bani, că aici este balansul fin pe care trebuie să-l faceți tot timpul, nu? Nu poți realiza nimic în viață dacă nu ai puțină umilință. Și a înțelege locul pe care l-ai în societate înseamnă să fii suficient de deschis la minte, să poți învăța de la tot ce e în jurul tău. În momentul în care ești arogant, ești și ignorant în același timp și nu poți învăța. Cred că asta este marea problemă a generației tinere, care are impresia că atâta timp cât ești în stare să googlești ceva și să afli un răspuns, știi totul. Da, teoretic tot știm, dar practic, eu de exemplu de un an de zile acum fac un lucru și numai un lucru, fac setări de bijuterii, de mână. Că mi-am dat seama că este un lucru pe care vreau să știu și n-am reușit să-l învăț niciodată. Designer de bijuterie înseamnă, da, desenez foarte mult, creez concepte, dar am zis, vreau să știu mai mult de atât. Am în echipa mea oameni care fac setările de bijuterii, lucrează cu metale, topesc metale, vreau să știu și eu cum se face. Nu e neapărat un job de femeie, să știți. Majoritatea sunt bărbați, că înseamnă foarte multă muncă fizică. Plus nu mai am unghii, nu mai am nimic, că trebuie să stau cu tot felul de materiale, pile, strungă și de toate. Nu mi-amintesc cum se spune la toate mașinile respective, dar e foarte interesant, să știți. Asta pentru a putea apoi, probabil, gândi altfel felul în care exact, le desenați. Exact. Nu numai că mă ajută să înțeleg anumite setări, anumite design modele de bijuterii pe care le creez, dacă se pot pune în practică sau nu, și asta îmi reduce și mie timpul de muncă foarte mult. Doi, pentru a fi respectat într-o anume breaslă, oricare ar fi ea, trebuie să știi ce vorbești. Nu poți să fii doar un nume într-o industrie și să zici, vai, sunt nemaipomenit pentru că mă cunoaște lumea. Pentru mine, cel puțin, nu e suficient. Născut în România. La Radio România Cultural. Născut în România cu doamna Narcisa Ferez, designer de bijuterii, fondator al unei companii exclusiviste internaționale. Vom afla imediat mai multe și despre această companie. Mă întorc la început și mă întreb cum ați făcut trecerea asta de la trader la designer de bijuterii. Care a fost momentul cheie care a făcut să vă reorientați poate puțin atunci? Foarte mulți din colecționarii pentru care cumpăream la licitații diferite piese și doreau din piesa pe care o cumpăream doar piatra principală. Bineînțeles, piesele antice sau de colecție de la anumite branduri foarte importante, oamenii voiau întreaga piesă să o păstreze. Dar erau anumite piese din anii 50, 60, 70, de exemplu, unde pur și simplu era un rubin foarte mare sau un diamant foarte mare sau, în fine, orice altă piatră certificată pe care și-o doreau. Bineînțeles că apoi vreau să le poartă. De multe ori mă întrebau, ce crezi că ar merge? Ce design ar merge pentru așa ceva? Am studiat și artă, mi-a plăcut arta, de ce nu pot să desenez un picuț? Am început încet, încet să creez modele. O dată, de două ori, de trei ori, până mi-am dat seama că deja s-a extins și îmi plăcea foarte mult. Zice, oh, stai așa, păi dacă tot m-am apucat, acum trebuie să fac și studiile necesare. Nu pot să le spun că sunt designer, doar pentru că m-am trezit eu că pot să desenez două inele peste noapte. M-am înscris la Institutul Gemologic American și am făcut cursurile de designer de bijuterie. După care am făcut și parte de gemologie și parte de diamante. Și așa încet, 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 încet am tot construit în 20 de ani de zile. Și primele bijuterii pe care le-ați creat și de care sunteți mândră? Unde sunt acum? Cine le poartă?
O, Dumnezeule, primele bijuterii. Am făcut la un moment dat o colecție împreună cu un artist din Veneția, Massimiliano Schiavoni, mi-amintesc numele lui, din Murano. Cred că au fost din prima mea colecție aventurină de butoni cu praf de aur înăuntru și setați în aur. Apoi, colecționar de bijuterii, am avut foarte mulți în Japonia și străini și japonezi. Mi-amintesc un former American football player, jucător de fotbal american. Da, care mi-a fost client foarte mult, 7 ani de zile. Aproape am fost private designer, am creat tot pentru familia dumnealui, de la bijuterii, la haine, tot, 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 tot. Colecționari japonezi, da, am creat tot felul de piese, de la coliere, inele, pendante, foarte mult diamante colorate. Care e relația între dumneavoastră și clientul acesta care rămâne alături de dumneavoastră mulți ani? Cum ajunge să vă cunoașteți? Aveți discuții înainte de a îi oferi un produs? Cu siguranță, cu siguranță. Noi nu suntem un brand comercial, în primul rând. Clienții care vin la noi deja ne cunosc sau sunt introduși de alți clienți. Nu vine nimeni brusc pe internet că a auzit de noi și vrea o piesă, o bijuterie. Majoritatea prin introducere. Ne întâlnim de obicei, ascult foarte bine ce fel de oameni sunt, ce le place, care este bugetul, cum își închipuie că ar fi piesa respectivă, este pentru ei sau e un cadou pentru cineva sau un inel de logodnă sau e ceva important pentru familie, un moment important din familie. E aproape ca o mică lecție de psihologie. În care Petrecem trebuie. 1-2 ore împreună și îmi cunosc toți clienții personal. Sunt foarte mândră de asta. Este, bănuiesc, o discuție în care trebuie să integrați și specificul cultural al țării din care respectivul client vine Absolut, și absolut. Dar este o cultura lui. discuție unde la început eu doar ascult. Când Sunteți. deja clientul a ajuns la noi, categoric, ei deja știu ce face. Nu e nevoie să le explic eu cine sunt, ce fac, ce și cum deloc. E timpul ca eu să ascult ce vor clienții, colecționari, eu numesc colecționari, nu clienți, să ascult ce vor. Apoi venim cu un concept, două, trei diferite concepte, de fapt. Totdeauna e bine ca omul să aibă de unde alege. Diferite designs din care alegem împreună ce li se potrivește cel mai bine. Ce este interesant că aproape 90% din situații știu să aleg foarte bine din ce le propun, știu deja ce vor alege. Știu de la început care e piesa pe care o vor alege. Deci ați devenit și un foarte bun psiholog între timp. După atâtea discuții, vorbesc că da. Trebuie să știți să asculți, să știți că dacă ții suficient timp și suficientă atenție să asculți un om, înveți mult, înveți foarte mult. Doamna Narcisa Ferez, când am început să citesc despre dumneavoastră, am văzut, cred că, două titluri foarte îndrăznețe și puternice, așa spuneau, Stăpâna Diamantelor. Și mi s-a părut așa, wow, zic, Doamne, Oh, cineva așa, e dar n-am Stăpâna scris eu. A scris Diamantelor? altcineva, nu eu. Asta pentru că au considerat că chiar sunteți un om puternic în acest domeniu și că pe tărâmul diamantelor vă descurcați foarte bine, asta am înțeles din acele articole. Sigur că diamantele pentru noi femeile, dar și pentru lumea întreagă, în general, au o fascinație aparte. Cu toții ne întrebăm și mare parte din lumea diamantelor, nouă oamenilor obișnuiți, ne rămâne necunoscută. De exemplu, am să vă întreb, când ați ținut prima dată un diamant adevărat în mână și când ați început să le studiați, cum ați reușit să... Oh, când am ținut prima dată un diamant adevărat în mână, probabil, nu știu, 18 ani sau mai devreme, când am ținut un diamant foarte mare și important în mână, probabil undeva la vreo 20, vreo 2, 23 de ani, să zicem, aveam o colecție la firma la care lucram, aveam o colecție foarte mare de pietre rare, colecția noastră, propria firmei. Dumnezeu, aveam un perete întreg de pietre. Da, cred că atunci. Apoi la Institutul Gemologic, la muzeul lor din Carlsbad, iarăși o colecție fantastică de diamante foarte rare. Piesele pe care le-am trimis ba noi, ba partenerii noștri la licitație, diamante roz foarte mari, roșii, albastre. Dar nu este unul neapărat, doar o piatră care, de care să-mi amintesc a fost cel mai mare. Că totdeauna apare, nu totdeauna, dar destul de des apare ceva nou, unic. Nu neapărat mărimea importantă la un diamant, să știți. Dar ce e important? Cu acel 4C, caratul, claritatea, culoarea și patul. Toate astea, tăietura. Toate patru. O combinație de toate cele e importantă. Că așa poate fi un diamant de 20-30 de carate, dar de fapt e un diamant industrial care nu are o valoare foarte mare, foarte mult, dar plin de incluziuni. Sau poate să fie un diamant deep flawless, dar să fie o altă tăietură, nu neapărat briliant. Să zicem, clientul vrea neapărat un heart shape sau un emerald cut sau marchiz. Sau... Oamenii sunt foarte diferiți. Foarte diferiți, să știți. Iar diamantele sunt la fel ca oamenii. Au DNA-ul lor, ADN-ul lor propriu.
Nu există două diamante identice în lume. Ne-am petrecut jumătate de an într-un laborator GIA unde am studiat diamante și a trebuit să fac hartă la fiecare mic diamant în parte, să pot să mă uit în lupă și să pot să identific exact piatra care aparține acelui certificat. Da, iată, este un tărâm uneori controversat, să spunem. De unde vă procurați diamantele? Pentru că auzim cu toții tot felul de povești despre felul în care sunt obținute și despre felul cum ajung, despre piețe negre, piețe gri și așa mai departe. Piețe negre, piețe gri, asta probabil pe partea de mining, la partea de mine se referă lumea. Da. Da? Da. Noi lucrăm numai cu shareholders ăla de beer. Sunt toate companiile care vând numai pietre cu Kimberley Reports. Noi nu cumpărăm absolut nimic, de exemplu, din Sierra Leone, unde sunt conflict diamonds. Nu cumpărăm decât cu acest certificat. Știm foarte clar de unde vin pietrele, știm foarte clar că sunt non-conflict, sunt curate și le putem face tracing acum până la efectiv mina de unde, din ce țară, de unde a fost extrasă. Pe viitor, deja se va introduce partea de tehnologie de blockchain, dar clientul va fi pe viitor în stare să verifice o piatră nu numai de unde a fost scoasă, din ce mină, dar cine a tăiat-o, în ce centru de tăiere, că e Surat, că este Israel, că este Antwerp sau New York, cine a setat-o, poate să verifice tot. Lucrăm tot ce înseamnă diamante peste un carat, toate sunt cu certificate GIA unde au inscripție, certificatul, numărul certificatului este înscris pe girdle-ul, cum se spune în română, girdle-ul al diamantului. Da? De jur împrejur, se poate citi cu un magnifying glass, că te uiți, poți să vezi numărul certificatului, inscripția în piatră. Suntem foarte atenți cu tot ce înseamnă de parte de sustenabilitate. Foarte, foarte atenți. Nu numai la diamante, dar și la aur. Deci eu tot încurajez toți clienții mei să recicleze aurul, să recicleze ce pietre au în casă. Dacă sunt de calitate, sunt gem quality, totdeauna să le refolosească. Pe de altă parte, cred că nu e ușor să fii un nume în domeniul acesta și lumea să aibă încredere în tine, tocmai din cauza acestor controverse de pe piața acesta. Da, da, noi avem norocul, eu ținând tot fel de conferințe internaționale, am vorbit pentru GIA, am făcut tot felul de talk show-uri împreună cu Sotheby's, cu Christie's, cu marile case de licitații, mă cunoaște foarte bine lumea, merg la simpozioanele GIA împreună cu Harvard Business School, de exemplu, și vorbesc despre ce se întâmplă în industria luxury goods. Lumea are încredere. De foarte multe ori mi se trimit pietre să mă uit la ele, să le verific, să le fac valori, să le verific certificatele. Și asta facem în companie, de fapt, din ce în ce mai des. Nu este ușor, într-adevăr, totdeauna. Cel mai sigur pentru mine, de câte o primesc o piatră de la un client, imediat o trimit la GIA pentru recertificare. Și oricât am fi noi de pregătiți, totdeauna va fi tehnologie pe piață care va încerca să schimbe sau să aducă ceva. Da. Sunt lab-grown diamonds acum care au apărut destul de și sunt identice cu diamantul. Dacă nu îl trimiți la un laborator certificat, e foarte greu să dai seama dacă este sau nu diamant, pentru că acel diamond pen de verificare nu se arată nicio diferență, e același carbon. Da. Născut în România. La Radio România Cultural. Născut în România cu doamna Narcisa Ferez, designer de bijuterii. Sigur, sunt multe lucruri care, am mai spus nouă oamenilor obișnuiți, ne scapă în mod normal, nici nu ne gândim atât de departe. Atunci când vedem o bijuterie frumoasă, frumos montată, pentru noi rămâne doar fascinația. Este poate la fel și pentru vedetele care le poartă, pentru că aveți în portofoliu, ca să spun așa, de la, știu eu, sultani, președinți, la vedete precum Madonna, Lady Gaga și chiar femei din politică. Apropo de aceste doamne, aceste vedete, ce credeți că le atrage spre brandul dumneavoastră sau cum tratați relația cu ele? Norocul meu este că sunt independent designer. Deci noi nu suntem un retail brand ca Tiffany, Cartier sau Van Cleef sau toate celelalte care au magazine proprii. Noi suntem aproape ca un artist. Un designer brand, unde oamenii vin la noi când vor unicata. Toate celebritățile cu care am lucrat, noi nu le plătim să ne poarte bijuteriile. Bine, avem companiile noastre de PR cu care lucrăm, de celebrity placement, care lucrează mai departe cu stiliștilor, dar Iana, de exemplu, foarte, foarte des a ales bijuteriile mele să le poarte. Cam tot timpul, de câte ori pleca la câte un shooting sau orice avea în program, totdeauna avea piese și de la mine. Și le purta, le purta destul de des. E cumva un fel de... Ne susținem, artiștii noi între noi. Cel puțin așa mi-a plăcut mie să gândesc.
Apoi, la Michelle Obama a fost puțin mai complicat, că fiind prima doamnă a trebuit să semnăm multe, multe, multe în NDA-ul, că nu avem voie să folosim First Lady și diamante în aceeași propoziție. Nu avem voie, nu avem voie, nu avem voie. Dar restul celebrităților, să știți că nu este atât de complicat pe cum crede lumea. Totdeauna, cel mai important accesoriu va fi rochia, nu bijuteria, la o celebritate. Iar faptul că am avut cât de cât și studiile de pe timpul din Milano de fashion design, mă ajută să înțeleg ce bijuterie ar merge cu ce haine. Asta cumva cred că m-a ajutat pe mine să am mult mai multe plasamente cu celebrities de 3-4 ani. La Met Gala recunosc că am avut marele, marele noroc, fiind europeancă și iubind arta, tema a fost catolicismul, care mi s-a potrivit ca o mânușă. Am făcut acele piese foarte baroc, foarte catolice, crucile negre și mânușile în zale cu aur negru și diamante. Recunosc că acolo chiar mi-a plăcut. Chiar m-am jucat, făcând piesele alea, chiar m-am jucat. E bine câteodată să nu fii foarte, foarte în serios munca. Iar la Met Gala, 80% din bijuterii, cred că stele dumneavoastră, nu? Nu chiar 80, dar în anul respectiv, într-adevăr, foarte multe. Au fost și Rihanna și Madonna. Apoi am avut anul următor. Oh, da, anul următor am avut Jonas Brothers, unul dintre Jonas Brothers. Foarte interesant că CNN Style m-au contactat acum câteva săptămâni să-mi ceară opinia ce cred despre viitorul bijuteriilor pentru bărbați. Pentru că Tiffany tocmai a lansat o colecție pentru bărbați. Și ce credeți despre viitorul bijuteriilor pentru bărbați? E un viitor foarte mare. De ce nu? Sunt jumătate din populația omenirii. Why not? De ce doar femeile ar trebui să poarte bijuterii? Și de ce doar bărbații trebuie să propoz femeilor să le ceară în căsătorie? Se poate întâmpla și invers, dacă tot vorbim de asta feminism. Iar pe de altă parte, că am ajuns aici la bijuteriile pentru bărbați, aveți și o linie de îmbrăcăminte de lux pentru bărbați, de piese unice pe care le creați pentru anumiți domni. Eram chiar curioasă de ce v-ați orientat spre moda de bărbați și nu creând bijuterii pentru femei n-ați făcut o ținută completă. S-a părut cumva mult mai challenging, dar mai ușor în același timp. Nu poți să reinventezi atât de simplu moda pentru bărbați. Mult mai rigidă decât la femei. Tendințele sunt cumva, se schimbă nu atât de repede. Iar faptul că studiasem în Milano și Londra au fost cele două orașe unde moda bărbătească se dezvoltă mult mai repede. Dacă era Paris, probabil făceam haine de femei, probabil. Dar nu am continuat atât de mult cu hainele de bărbați. Nu știu dacă v-ați dat seama de ceva timp cu ce ne-am concentrat doar pe bijuterii. Haine am lăsat partenerii noștri din Italia să se ocupe doar ei de partea de haine de bărbați. Asta... Este imposibil să fie asta un fel de om renaissance, de nașteri, se ocup de toate deodată. Este absolut imposibil. Iar pasiunea mea a fost bijuteriile totdeauna. Am vrut să mă întorc la ce știu eu cel mai bine. Da, bijuteriile, mă întrebam cum a fost această piață, despre care am mai spus că îmbină arta, dar în același timp trebuie să fie o piață competitivă, în care să se învârtă sume mari de bani. Cum a fost această perioadă a pandemiei pentru piața de bijuterii și pentru piața luxului, pentru că o cunoașteți? O să vă surprinde foarte mult răspunsul meu. A fost o perioadă fantastic de bună. Oamenii au cumpărat foarte mult. Din cauza că nu s-a putut călători, cam toate familiile pe care le-am știut eu, mai apropiate mie cel puțin, toți au cumpărat bijuterii. Am zis, ok, o vacanță de familie costă cam atât, 20-25 de mii de euro, să zicem. Majoritatea banii respectivi i-au investit într-o bijuterie. Apoi, bineînțeles, în piesele foarte mari, de la 1 milion în sus, diamante în general, neapărat bijuterii finisate, pe care investitorii le-au cumpărat pentru că oricum prețurile au mers în sus deja. Acum câteva zile, Rapaport tocmai au anunțat noile prețuri, au crescut prețul la diamante. Nesiguranța de obicei, că este pandemie, că e război, că ce se întâmplă în lume, oriunde în lume, nesiguranța creează cu puțină panică. Iar investitorii aleargă spre asete fizice, lichide, ușor, tangibile. Cash-ul nu-l poți lua cu tine nicăieri, la fel proprietățile, dacă e vreo, orice, că e cu tremur, că e o problemă, că e o pandemie, nu te poți muta cu ele. Pe când o bijuterie este ceva sigur în mâna ta pe care îl poți apoi schimba într-o monedă a unei alte țări, oriunde în lumea asta și te poate ajuta să supraviețuiești. Apoi mai sunt investitori instituționali, bineînțeles, fondurile de investiții, băncile, care acum s-au reorientat foarte mult și au început să pună în portofoliu 10, 15, 20%, aur și pietre prețioase, în general diamante, pentru că astea sunt listate și se cunoaște, se știe foarte clar prețul pe bursă. Iar pe de altă parte, clienții dumneavoastră sunt oameni educați din punctul acesta de vedere. Știu că vă place să-i numiți colecționari. Da, cel puțin clienții mei sunt absolut toți foarte educați, știu foarte bine ce cumpără,
Din cauza asta vin la noi, vin la noi ca experți. De multe ori, pur și simplu, îi ajut cu un sfat ce să cumpere. Nu este neapărat nevoie să iau o bijuterie creată de mine. Pur și simplu vin ca expert în diamante să-i ajut să cumpere o anume piatră. Bacă de la o licitație, bacă de la alt colecționar privat. Și asta ține în continuare de comunicare și de încredere. Absolut, absolut. Care sunt sursele dumneavoastră de inspirație? Știu că sunteți orientată spre arta clasică, spre literatura clasică, dar în același timp că o admirați pe Zaha Hadid și așa mai departe. Da, am avut o colecție de piese inspirată de încredirile ei. Îmi place arhitectura foarte mult. Inspirația vine de oriunde, atâta timp cât e suficient de înfometat de cunoaștere și de lucruri noi. Dacă ai ochii deschiși, și ești prezent și vezi ce se întâmplă în jurul tău, orice te inspiră. Călătorile mă inspirau foarte mult înainte. Oriunde mergeam, o făceam timp, măcar jumătate de zi să stau într-un muzeu. Orice țară lumii ar fi fost. Toți ne-am născut neînvățați. Da? Iar perioada asta, cât avem viața noastră, în fiecare zi învățăm ceva nou. Câteodată învăț efectiv, pur și simplu, doar de la natură. Acum, ne călătorind atât de mult, efectiv stau și mă uit și mă minunez cât de frumoasă este natura. Cred că este cel mai, nu cred că este, cu siguranță, este cel mai mare designer, mai bun decât orice alt designer. Te uiți la o floare, la un fluture și absolut fantastic ce poți să înveți și cum poți să reinterpretezi ce face natura deja. Apoi, bineînțeles, arta clasică, nouveau, art nouveau, baroc, orice este o mare sursă de inspirație. Pentru mine, cred că am fost cumva o combinație între art nouveau și art deco, la un moment dat. Apoi m-am mutat pe partea de modernism din ce în ce mai mult, pentru că lucrând cu pietre mari nu poți să faci foarte mult design elaborat în jurul pietrei, pentru că masterpiece-ul este piatra în sine, diamantul central, și acolo cred că cel mai complicat este să vii cu un setting nou. Pentru un diamant, să zicem, 5, 6, 7, 10 carat. Este foarte complicat. Cumva să pui în valoare piatra și în același timp să ai un model, un design de jur împrejur care să nu ia din grandoarea pietrei centrale. Așa că trebuie să învățăm cumva să fim puțin mai minimaliști și zen când e vorba de astfel de piese. Născut în România. La Radio România Cultural. Născut în România cu doamna Narcisa Ferez, designer de bijuterii. Cum este bijuteria viitorului? Cum va fi? Un amestec între tehnologie și artă. Cam asta e bijuteria viitorului, care va fi multifuncțională. Crezi deja de câțiva ani piesă care se transformă. O să fie bucăți dintr-o tiară care se transformă în cercei, sau o brățară, sau un pendant, sau inel, care poate fi și un pandativ, sau multifuncțional. Am văzut că sunt acum diverse tendințe cu bijuterii cu amprentă vocală și alte chestiuni care înglobează și... Nu vorbim totdeauna. Oamenii trebuie să șocheze, să vină cu ceva nou. Doar că multe din acele tendințe nu stau decât câteva luni pe piață. Clasicul va rămâne, să știți. Am văzut că ați spus de multe ori lucrul acesta, că clasicul va rămâne, dar în filozofia companiei dumneavoastră, ce înseamnă de fapt tradiția? Calitatea de la care nu ne abatem niciodată înseamnă tradiția. Apoi colecționarul care este pe primul plan. Nu noi suntem eroii brandului, ci colecționarul. Cum vedeți România de acolo din Hong Kong? Bănuiesc că acum n-ați mai fost de mult în țară. Știu că înainte veneați foarte des. Am fost ultima dată anul trecut în septembrie. Eu văd România totdeauna cu niște ochi foarte romantici și foarte frumoase. De câte ori vin, sunt în vacanță acolo. Nu știu ce s-a întâmplat acum cu pandemia, cu toată nebunia, schimbări de din jur, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Sincer, sunt curioasă, abia aștept să revin în țară, să-mi revăd prietenii, familia. Îmi place să petrec timp în special la Brașov când sunt acolo. Aerul curat, muntele, îmi place, mă încarcă de energie. Păi îmi place la București foarte mult, atât de mult s-a schimbat. Ultima dată când am fost în țară, efectiv, mi-a plăcut la nebunie Bucureștiul. Serile, când mergi, stai la o terasă, oamenii veseli. Cel puțin asta am observat eu, parcă lumea este mai veselă. Timpul emisiunii s-a scurs la Născut în România. A fost doamna Narcisa Ferez, designer de bijuterii și expert gemolog recunoscut pe plan mondial. Sunt Ana Maria Spătaru și până data viitoare vă doresc toate cele bune.